Prin Hristos Domnul nostru. Iartă-ne, Doamne, iartă-le pe poporul Tău și în veci nu te supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, iartă-le pe poporul Tău. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Tu te înduri de toți, Doamne, și nu urăști nimic din câte ai făcut. Tu ștergi păcatele oamenilor care fac pocăință și îi cruți, căci Tu ești Domnul Dumnezeul nostru. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, dragi radioascultători,
Ne continuăm acest pelerinaj special prin postul mare și prin Sfintele Misiuni. Luminați de Duhul Sfânt, conduși de cuvintele Părintelui Daniel, dar și disponibil din partea noastră, încercăm un drum de întoarcere, de convertire, de purificare, de îmbunătățire a vieții noastre. Iar liturghia este chiar locul concret unde ne întâlnim cu Dumnezeu. Tocmai de aceea ne pregătim sufletele, ne deschidem inimile pentru a primi și cuvântul și pâinea lui Dumnezeu. În seara aceasta celebrăm Sfânta Liturghie cu Requiem pentru răposatul Ludovic. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Să ne rugăm. Dumnezeule Atotputernic și prea milostiv, care ai scos din stâncă pentru poporul tău însetat un izvor de apă vie, fă să izvorească lacrimi de pocăință din inimile noastre împietrite, ca să ne putem plânge păcatele și să merităm a primi din îndurarea ta iertarea lor. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt, viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Amin. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Prea iubiților, aceasta este vestea pe care am auzit-o de la El și vă vestim. Dumnezeu este lumină și nu este întuneric în El. Dacă spunem că avem comuniune cu El, dar umblăm în întuneric, mințim și nu înfăptuim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, așa cum El este în lumină, avem comuniune unii cu alții și sângele lui Iisus, Fiul Său, ne curăță de orice păcat. Dacă spunem că nu avem păcat, ne înșelăm pe noi înșine, iar adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este fidel și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nedreptate. Dacă spunem că nu am păcătuit, îl facem pe El mincinos, iar cuvântul Lui nu este în noi.
copiii mei. Vă scriu acestea ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva ar păcătui, avem un apărător la Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci și pentru ale lumii întregi. Cuvântul Domnului. Domnul este îndelung răbdător și plin de îndurare. Binecuvântează-L suflete al meu pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Său cel Sfânt. Binecuvântează-L suflete al meu pe Domnul și nu uita nici când de binefacerile sale. El îți iartă toate păcatele și te vindecă de orice boală. El îți scapă viața din adânc și te încununează cu îndurare și iubire. Domnul este îndurător și milostiv, El este îndelung răbdător și plin de îndurare, El nu dojenește la nesfârșit, nici nu poartă pe veci mânie. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, tot atât de mare este mila Sa față de cei care se tem de El. Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult îndepărtează de la noi păcatele noastre. Hristoase, martor credincios, întâiul născut din morți, Tu ne iubești și ne speli păcatele în sângele Tău. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, urcându-se în barcă,
Iisus a trecut dincolo și a ajuns în cetatea sa. Și iată că au adus la el un paralizat care zăcea pe o targă. Iar Iisus, văzând credința lor, i-a spus paralizatului: „Încrede-te, fiule, păcatele ți sunt iertate.” Atunci unii dintre cărturari spuneau între ei: „Acesta spune blasfemii.” Iisus, cunoscând gândurile lor, a zis: „De ce gândiți rău în inimile voastre? Ce este mai ușor să spun: păcatele ți sunt iertate, sau să spun: ridică-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ”, i-a spus paralizatului: „Ridică-te, ia-ți targa și du-te la casa ta.” Atunci, ridicându-se, s-a dus acasă. Văzând aceasta, mulțimile au fost cuprinse de teamă și îl preamăreau pe Dumnezeu, care dă oamenilor o astfel de putere. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, primim din nou harul de a sta înaintea lui Dumnezeu, de a sta înaintea Sa, înaintea chipului milostivirii Sale. Iar îndeosebi în aceste zile primim harul de a intra prin poarta milostivirii, prin poarta sfântă, cu dorința de a întâlni un chip, chipul lui Hristos, cu dorința de a parcurge o cale, calea milostivirii, și mai ales cu dorința de a culege niște roade, roadele milostivirii. Dacă în prima seară ne-am concentrat privirea pe privirea lui Hristos și aseară am încercat să parcurgem calea milostivirii, astăzi vă invit să dorim să culegem roadele milostivirii. Iar roadele milostivirii le culegem dintr-un pom deosebit, dintr-un pom unic. Un pom pe care îl vedem aici, la altar, de la pomul crucii. Roadele milostivirii le culegem din inima lui Hristos străpunsă pe cruce. Iar aceste roade sunt căința și iertarea. Sunt multe roade, dar vă propun doar două în această seară. Căința și iertarea sau reconcilierea, roadele milostivirii pentru fiecare dintre noi. Și pentru a le gusta, pentru a le dori, pentru a le asimila, vă propun să ne gândim puțin la viața noastră. Cum a dorit-o Dumnezeu și cum o dorește mereu? Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Sa, și ne-a dăruit o cale, calea milostivirii sau calea iubirii. Și ne spune care este secretul fericirii. E vorba de iubire. Porunca iubirii: iubește-L pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul, cu toate puterile tale și pe aproapele tău ca pe tine însuți. O unică iubire cu trei chipuri. Înainte de toate, chipul lui Dumnezeu: iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău. Apoi iubește-L pe aproapele tău. Dar spune Mântuitorul, ca pe tine însuți. Este și o iubire sănătoasă, creștină de sine. Iubire, care înseamnă relație, înseamnă comuniune. O persoană când o iubești, de obicei vorbești cu ea, ești în relație cu ea. O persoană când îți este străină, nu ai nicio relație cu ea. Tocmai gândindu-ne la viața noastră ca o viață destinată comuniunii, relației cu Dumnezeu, cu celălalt, cu noi înșine, o relație armonioasă, plină de iubire, apare drama păcatului. Păcatul ca o ruptură de relație, ca o rupere a unei relații. Sau, altfel vă propun să ne gândim la păcat ca o barieră, sau o imagine probabil și mai grăitoare, ca un zid. Noi suntem făcuți pentru a fi în comuniune cu Dumnezeu, cu aproapele, cu noi înșine, și ni se întâmplă, din diferite cauze, datorită egoismului nostru, ispitei celui rău, să construim ziduri în loc să fim în legătură, în comuniune. Acesta este zidul păcatului.
Un zid între noi și Dumnezeu, un zid între noi și celălalt și chiar un zid interior uneori, între noi înșine, în așa fel încât trăim conflicte interioare. Iar căința și reconcilierea apar ca modalitatea divină, dar și umană, prin care aceste ziduri sunt distruse. De ce vă spun de zid? Pentru că Sfântul Paul, în scrisoarea sa către Efeseni, la un moment dat vorbește despre Hristos, despre crucea sa, despre sângele lui Hristos, ca despre evenimentul nimicirii unui zid. El spune, Hristos este pacea noastră, El care a făcut din două una și a dărâmat zidul despărțitor, desființând în trupul său ura, prin crucea prin care a nimicit ura. Acolo este vorba despre zidul despărțitor de la templul din Ierusalim. Era un zid care despărțea pe păgâni de cei aleși. Oricum era un zid care despărțea. Iar Hristos, prin crucea sa, a unit ceea ce era despărțit, a distrus zidul, a nimicit acest zid, a distrus ura. Vedeți, crucea are două laturi care unesc pământul cu cerul și apoi unesc laturile orizontale, pe noi înșine, între noi. Hristos pe cruce a nimicit, a distrus acest zid. Și Hristos pe cruce ne îndeamnă să primim această putere, puterea iertării sale, care distruge, nimicește zidul. Nu putem noi să o facem cu puterea noastră, doar noi. Este imposibil. Și știți, un lucru este important, să știm că meseria lui Dumnezeu este a face lucruri imposibile. Asta e meseria Lui. Dar ne cere și nouă să facem ceva, posibilul. Și care este posibilul nostru? Vă invitam să facem cu toții un pas, pasul trecerii prin poarta sfântă. Iar pentru a dobândi indulgența plenară, Biserica spune că atunci când facem acel pas prin poarta sfântă, este bine să avem în inimă dorința, hotărârea de a ne detașa de păcat și egoism, de a lăsa în spate păcatul și egoismul, de a ne căi, de a regreta. Acesta este pasul nostru. Toate celelalte aspecte, Dumnezeu le înfăptuiește. El este Cel care dărâmă zidul, dar nouă ne cere să facem o mică breșă în acest zid. Gândiți-vă ca și cum am avea un zid mare, iar eu încerc să dau o lovitură de ciocan. De fapt, este o lovitură care o fac îndreptată spre mine. Am început Sfânta Liturghie spunând, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. Și ne batem pieptul, parcă dorind să spargem și noi acest zid al păcatului care ne desparte de Dumnezeu, de alții și de noi înșine. Dumnezeu ne cere un mic gest, un mic pas, regretul, căința. Trebuie să știm că este mereu posibilă căința, mereu. Poate nu în toată amplitudinea sa, dar măcar ca acea hotărâre intimă a inimii de a spune, eu nu sunt de acord cu păcatul pe care îl fac. Mereu rămâne. Putem fi noi cât de dependenți ar putea fi un om, știu eu, de băutură, de jocuri, de altceva. În inima cele mai profunde dependențe, rămâne în inima omului oricum libertatea de a spune, eu nu sunt de acord cu ce fac. Eu regret lucrul acesta. Doresc ceva nou în viața mea. Aceasta este mica breșă pe care noi o putem înfăptui. Ni se pare uneori că este mare acest pas. Cât de mare poate fi el? Pentru a vă spune cât de mare, fac referință la o carte care tocmai a fost tradusă și în românește, și un lucru minunat. Este o carte interviu cu Papa Francisc. A fost tradusă și în românește și o puteți găsi în librării. Se numește Numele lui Dumnezeu este milostivirea. Numele lui Dumnezeu este milostivirea. Și autorul, este un jurnalist, Andrea Tornieli, i-a pus diferite întrebări, i-a adresat diferite întrebări Papei, el a răspuns, iar apoi a făcut o muncă de redactare, a tehnoredactat răspunsurile Papei. Și în introducerea acestei cărți, jurnalistul spune un lucru. Vorbeam cu Papa despre dificultatea oamenilor de a recunoaște că sunt păcătoși, dificultatea oamenilor de a ajunge la căință.
Și el spunea în felul următor: leacul, vindecarea există mereu, dacă doar facem un mic pas spre Dumnezeu. Așa a transcris jurnalistul în prima schiță a cărții. I-a trimis-o papei, iar papa îi dă telefon personal și spune: te rog să adaugi ceva. Ce anume? Acolo unde ai scris doar să facem un mic pas spre Dumnezeu, te rog să adaugi, sau să avem măcar dorința de a-L face. Este inima păstorului. De fapt, este inima lui Dumnezeu. Spune acolo să ai măcar dorința de a face acel pas. Măcar dorința de a te căi. Este Dumnezeu care nu stinge fitilul care încă fumegă și, dimpotrivă, face tot ce stă în putință pentru a-l face să ardă din nou. Așadar, a avea măcar dorința de căință. Iar apoi jurnalistul acesta relatează un episod dintr-un roman, din romanul Fiecărui om un bănuț, din limba engleză, al unui autor scoțian, Bruce Marshall. Și acolo, în acest roman, povestește despre un preot francez, care în timpul celui de-al doilea război mondial se găsește în fața unui soldat german capturat de partizanii francezi, care este condamnat la moarte și are dreptul să se spovedească. Și are în fața sa un soldat condamnat la moarte și spovada lui. Acesta îi mărturisește patima sa pentru necurăție, aventurile sale. Iar preotul îi spune: ca să obții dezlegarea trebuie să te căiești, trebuie să regreți ceea ce ai făcut. Și soldatul mărturisește sincer: dar cum să fac să mă căiesc? Cum să reușesc să mă căiesc? Sincer, deci așa a fost viața mea. Probabil că și acum, dacă ar veni cineva la mine, aș fi în stare să păcătuiesc. Cum să fac să mă căiesc? Preotul nu știe, are în fața sa un om care stă să moară, va fi ucis. Și are o străfulgerare genială și le întreabă: dar tu regreți că nu regreți? Îți pare rău că nu reușești să te căiești? Și l-a spus: da, regret că nu regret. Regret că nu reușesc să mă căiesc. Și atunci preotul i-a dat dezlegarea și a reușit să fie liniștit el, dar înainte de toate, acel tânăr soldat a reușit să ia de la crucea lui Hristos aceste două roade: a căinței, a dorinței căinței și rodul apoi al iertării. Așadar, care este pasul nostru? Cel puțin a dori este primul pas, cu siguranță. Vom observa că procesul căinței este mult mai amplu, de fapt este întreaga noastră viață un proces al căinței, dar pleacă de acolo. Și vă propun, ca să observăm cum se desfășoară acest proces al căinței, luându-ne un însoțitor. Chiar la ora asta, în aceste momente, în Bazilica Sfântul Petru din Vatican, are loc o celebrare penitențială în care Papa va proclama cuvântul lui Dumnezeu și apoi va merge și el să spovedească mulți oameni. Dar dacă va respecta ceea ce a făcut deja anul trecut, știți că anul trecut trebuia să meargă să spovedească pe alții, știți care a fost primul său pas? I-a surprins pe toți. S-a dus el și s-a spovedit. Dacă va face și în seara aceasta acest lucru, vom vedea. Dar oricum, cei care stau la coadă, la spovadă, să știți că e posibil, dacă ați fi în Vatican, să-L vedeți pe Papa lângă dumneavoastră, care se spovedește. Pentru că El însuși a spus despre sine: eu sunt un păcătos către care Domnul a privit. Păcătos către care Domnul a privit. Și spune asta pentru că este și succesorul Sfântului Petru. Iar Petru însuși s-a descoperit pe sine ca un păcătos către care Domnul a privit. Și de aceea vă invit să medităm la căința lui Petru, a Sfântului Petru. La căința sa în momentul cel mai dramatic al vieții sale, când ajunge să se lepede de Mântuitorul. Cred că ne aducem cu toții aminte de acel fragment din Evanghelii, prezent în toate Evangheliile. Sfântul Petru, capul bisericii, încă în viață, și circulă Evanghelii despre el, unde el apare într-o astfel de scenă. Gândiți-vă
Și mai ales Sfântul Petru se pare că a cerut, probabil, el însuși a povestit Sfântului Marcu, evanghelistul Marcu, care probabil era un fel de secretar al său, și i-a descris cu lux de amănunte cum el a căzut și apoi cum a fost ridicat de către Dumnezeu. Ne aducem aminte de momentul în care el intră în această curte unde Hristos a fost dus la marele preot pentru interogatoriu, iar el este deja luat în vizor de către cineva. Nu erai cu el? Nu ești unul dintre galileieni? Iar el spune nu. Mai mult, din nou se propune aceeași întrebare și el și mai mult neagă, cu mai mare putere, ajunge să nege, să se lepede de trei ori. Parcă e un fel de mecanism al păcatului. Vedem acolo cum ce se întâmplă, de fapt, când și noi păcătuim. Când păcătuim, parcă cădem din rău în mai rău, pentru că suntem cuprinși de frică. Vrem să ne salvăm, dar de fapt ne salvăm căzând, pentru că Petru era cuprins de frică în acel moment. Vrea să salveze pielea, dar de fapt ajunge să se lepede de trei ori de maestrul său, de domnul său. Dar tocmai în acel moment este scos afară Hristos. Și în acel moment Hristos își îndreaptă privirea către Petru și are loc acea încrucișare de priviri. În acel moment Dumnezeu, Hristos, l-a privit pe Petru. Cum oare? Cu multă, multă milostivire. Era o privire regală și dulce în același timp. O privire care suferea pentru că a văzut prietenul său trădându-l. Cu siguranță Hristos a suferit, l-a durut trădarea lui Petru. Dar și mai puternică decât suferința sa era iubirea pe care i-o oferea. Și în acea clipă Petru a ieșit afară și a plâns amarnic. Și atunci a gustat din roadele crucii. A gustat căința și a gustat și iertarea. Cum se naște căința în noi? Cum se naște acest proces prin care noi ajungem să spunem mi-am dat seama că l-am rănit pe el? Se naște uitându-ne la Hristos, privindu-l și privind crucea. Așa cum tâlharul se căiește privindu-l pe Hristos care este alături de el în suferința sa. Așa cum toată lumea, spune evanghelistul Luca, la această priveliște, văzându-l pe acest om drept care moare în acest fel, rugându-se pentru cei care l-au răstignit, cu toții se întorceau bătându-și pieptul într-un semn de căință. Cum se naște căința în noi? Privind la Hristos și mai ales descoperind cum, în mizeria noastră, în păcatul nostru, în refuzul nostru, descoperim o iubire fidelă, o inimă, o inimă iubitoare. Acesta este un alt nume al milostivirii. În limba latină, misericordia înseamnă cor cordis, o inimă pentru mizerie, pentru sărăcie, o inimă în sărăcie, pentru sărăcie. Iar Petru descoperă pe Dumnezeu, inima lui Dumnezeu, în sărăcia și în mizeria sa. Mai ales primește o iubire capabilă să-l ajute să supraviețuiască propriul său rău. Noi numai atunci putem să ne căim. Dacă nu întâlnim o privire iubitoare, milostivă, vom fugi mereu de noi. Vom fugi mereu căutând să ne scăpăm pielea. Trebuie să descoperim o iubire fidelă, o inimă capabilă să reziste răului nostru și mai mult capabilă să ia acel rău asupra sa și să-l mistuie, să-l consume. Acesta este misterul crucii și al iubirii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a spus doar păcatele sunt iertate, nu. Acele păcate le-a luat asupra sa, le-a mistuit în sine, în inima sa. Aceasta este milostivirea lui Dumnezeu, care include și dreptatea. Dumnezeu este drept. Nu înseamnă că răul e egal cu binele. Nu înseamnă că cineva, dacă face păcatul, e egal cu o persoană care nu păcătuiește. Nu. Dumnezeu vede răul, vede păcatul, dar atunci se îndreaptă asupra răului și îl mistuie, îl consumă prin iubirea sa, prin focul iubirii sale. Îl ia în inima sa.
Și atunci se naște căința în inima noastră. Putem să-i cerem astăzi lui Dumnezeu să descoperim cum Dumnezeu Hristos pe cruce distruge răul nostru, zidurile noastre. Să-L vedem prezent, o inimă prezentă chiar acolo, o inimă capabilă să reziste răutății noastre, pentru că de asta noi fugim, că ne-i frică că și alții vor fugi de răutățile noastre. Să-L contemplăm pe Hristos și să-I cerem harul căinței, harul lacrimilor, harul milostivirii. Spune Sfântul Părinte Papa Francisc că vom fi surprinși. Noi ne așteptăm pentru a dărâma aceste ziduri de ceva foarte puternic. Dar de fapt, spune Papa Francisc, iertarea lui Dumnezeu este ca o mângâiere, ca o îmbrățișare. Când Dumnezeu ne iartă, ne iartă cu o mângâiere. Dumnezeu este în stare să dărâme acest zid al păcatului printr-o mângâiere, printr-o inimă care mistuie în focul iubirii sale păcatul nostru, indiferent cât ar fi el de mare. Harul căinței este un har. Noi putem să-I cerem lui Dumnezeu harul de a transforma sentimentele noastre de vinovăție în căință. Este un drum. Sentimentele de vinovăție nu sunt mereu căință. Uneori noi putem să ne simțim vinovați, dar putem să ne simțim vinovați în fața imaginii noastre. Știu eu îmi imaginez că sunt nu știu cine și mi se întâmplă să păcătuiesc grav și atunci sunt dezamăgit de mine însumi, pentru că nu sunt conform cu imaginea mea, dar este ceva înăuntrul meu, nu implică o relație. Sentimentele de vinovăție nu sunt mereu sănătoase. Uneori pot să conducă la tristețe, la deznădejde. Trebuie să-I cerem harul lui Dumnezeu ca El să transforme vinovăția noastră în căință, adică în durerea că am rupt o relație sau în a ne da seama că am rănit pe cineva. Un tată de familie povestește cum a ajuns el să se căiască și cum a ajuns să lase deoparte un tip de viață. El spunea în felul următor: cu timpul, încetul, încetul, am devenit destul de rece. Rece în familie, rece cu soția mea, rece cu copiii mei. Mai beam din când în când, dar eram răzvrătit. Aveam o răzvrătire în interiorul meu. Nu eram mulțumit de muncă, în sfârșit. Uneori mă întorceam mai târziu seara, nu mai duceam bani în casă. Dar la un moment dat, când m-am întors acasă, am observat ceva. Copiii mei, unul la grădiniță și altul în clasa a doua, nu mai îndrăzneau să mă privească. Nu mai ridicau privirea spre mine. Și atunci m-am cutremurat. Pentru că mi-am dat seama că ei nu mai știau ce să aștepte de la mine. Voi fi nervos, voi fi amețit, voi fi știu eu cum. Și atunci ei nu-și mai vreau să se apere de mine. Mi-am dat seama că am rănit pe cineva. Și atunci m-am căit. Atunci m-am întors. Noi atunci ne căim când ne dăm seama că rănim o inimă. Și ne căim mai ales pentru că ne dăm seama că în fața lui Hristos acea inimă rămâne mereu fidelă, rămâne mereu acolo, alături de noi și ne spune: hai și astăzi. Părinții deșertului spuneau în felul următor: ce faceți voi în fiecare zi? Iar ei spuneau: păcătuim, ne căim și ne ridicăm. Păcătuim, ne căim și ne ridicăm. Păcătuim, ne căim și ne ridicăm. Aceasta este viața noastră. Și dreptul păcătuiește de 7 ori pe zi. Dar este foarte important ca să-și dea seama că are nevoie de căință. Dar vedeți, o căință care nu este forțată. Noi uneori suntem forțați să ne căim, în sensul că de care păcate ne căim noi? Ne căim de păcatele care ori ne distrug sănătatea, de regulă, ne dăm seama că ne facem rău și spunem: uite ce, ne-am distrus sănătatea. Și atunci încercăm ușor să ne îndepărtăm. Orică suntem prea grași, orică facem rău ficatul inimii și așa mai departe. Sau ne căim pentru că cineva ne descoperă păcatul. Adică suntem păcatele noastre ascunse, cineva la un moment dat le descoperă și atunci ne lipsește prețuirea altora și încercăm să facem ceva, să acoperim. Aceasta este o căire puțin forțată, dar este și ea un pas bun. Trebuie să ajungem la căința inimii, care este un har al Duhului Sfânt. Să cerem acest har.
pentru că această căință ne va vindeca de paralizie. Am ascultat în Evanghelie cum Dumnezeu, prin iertarea sa, vindecă un paralizat, un paralitic. Vinovăția, păcatul este paralizia noastră, iar El este în stare să distrugă această boală. Un sfânt părinte, Sfântul Isaac din Ninive, spunea cât este de importantă căința. Și sunt cuvinte chiar grele. Aș vrea să le lăsăm să intre în inima noastră. Sfântul Isaac din Ninive spunea: cine își cunoaște propriul păcat este mai mare decât cel care învie un mort. Cine își plânge o oră păcatul este mai mare decât cine învață lumea întreagă. Cine își cunoaște propria slăbiciune este mai mare decât cine vede un înger. Am rămas uimit când am văzut, când am citit aceste cuvinte. Cine își cunoaște propriul păcat este mai mare decât cel care învie un mort. Oare de ce? Poate că în felul acesta va ajunge să învie El însuși prin iertare. A primi iertarea înseamnă a învia. Cine își cunoaște propriul păcat poate să învie. Cine își plânge o oră păcatul este mai mare decât cine învață în lumea întreagă. De ce oare? Poate că pentru că învață lecția cea mai importantă a vieții, smerenia, și e mai mare decât cine învață pe toți. Cine își cunoaște propria slăbiciune este mai mare decât cine vede un înger. Oare de ce? Poate că pentru cunoscându-și propria slăbiciune, nu ajunge să vadă un înger, ci ajunge să-L vadă pe însuși Hristos, pe Dumnezeu, care îl ridică. Probabil că îmi veți spune: părinte, dar astea oare nu sunt cazuri pentru păcătoși ăștia gravi? Petru s-a lepădat de Hristos. Unii care păcătuiesc grav. Noi suntem oameni care venim la biserică. Avem și noi uneori câte ceva, dar totuși, oare asta nu e doar pentru păcătoșii mari? Deja dacă ne întrebăm astfel, înseamnă că plecăm de la o premisă destul de dubie. Înseamnă că împărțim lumea în drepți și în păcătoși, iar noi ne punem foarte comozi în rândul drepților. Și credem că nu avem păcat. Spunea Sfântul Ioan: cine crede că nu are păcat, îl face pe Dumnezeu mincinos. Și putem însă ne gândim chiar la păcatele noastre, la păcatele noastre ascunse, cele care nu ne obligă să ne schimbăm, pentru că fiind ascunse, nimeni nu ne disprețuiește și putem să avem chiar fața: oh, ce frumos vorbim, ce frumos vorbim despre credință. Dar, dacă suntem sinceri cu noi înaintea lui Dumnezeu, oare nu putem să descoperim cu adevărat păcatele noastre? Papa Francis vorbește despre două păcate ale creștinilor, ca și noi. Păcatul mediocrității spirituale, al încezelii, căldicel, nu ești nici rece, nici fierbinte. Adică facem lucrurile dintr-o obișnuință și nu căutăm să dăm greutate, foc vieții noastre spirituale. Și apoi vorbește despre păcatul ipocriziei, în care ne limităm la formalism, la legalism. Adică îndeplinim anumite rituri, dar care nu au nimic de a face cu viața noastră. Care este păcatul nostru? Spune Sfânta Scriptură: Duhul Sfânt ne ajute să ne cunoaștem păcatul. Duhul Sfânt este un har al Duhului. Și aș vrea să închei cu un citat din Frații Karamazov, al lui Dostoievski. Acolo Dostoievski îi pune pe buze starețului Zosima următoarele cuvinte: nu te lăsa strivit de teamă, căința să nu ți se stingă și Dumnezeu va ierta totul. În lumea întreagă nu există un păcat atât de grav pe care Domnul să nu-l ierte celui care se căiește din inimă. Da, gândește-te mereu la căință, însă teama alungă. Ai încredere că Dumnezeu te iubește așa de mult încât nici nu-ți poți imagina. Te iubește în ciuda păcatului tău. Iar dacă tu te căiești, înseamnă că iubești. Și dacă iubești, tu ești cu totul al lui Dumnezeu. Dacă te căiești, înseamnă că iubești. Căința este un fapt de iubire. Să ne gândim la familiile noastre, la relațiile noastre.
a necăi, ai spune celuilalt, îmi pare rău, iartă-mă, ține de iubire. Persoane care nu mai sunt în stare să spune, îmi pare rău, iartă-mă, care nu se căiesc, care nu cer iertare, înseamnă că se exclud de la iubire. A necăi înseamnă a iubi. Și tocmai de aceea este un rod al crucii, căința, împreună cu iertarea. Să lăudăm într-adevăr această milostivire. Inima lui Dumnezeu în mizeria noastră, care ne învie, ne face să-L vedem pe Hristos acolo unde noi nu suntem în stare să ne vedem de unii singuri, acolo unde noi suntem limitați, slabi și păcătoși. De aceea, în aceste zile, să-I cerem Domnului ca, trecând prin poarta sfântă, să lăsăm în spatele nostru egoismul, păcatul, așa cum putem, cu limitele noastre, și să deschidem o mică breșă. Dumnezeu, cu iubirea Sa, cu mângâierea Sa, va dărâma orice zid și ne va dărui harul căinței și al iertării. Lăudați pe Domnul pentru că este bun. Fraților preiubiți, nouă care nu știm să ne rugăm cum trebuie, ne-a fost dăruit Duhul Sfânt ca să locuiască în noi și să se roage pentru noi cu suspine negreite. Să îndreptăm spre El glasul cererii noastre. Duhule Sfânt Dumnezeule, Creator, Apărător și Sfințitor, prin Tine s-a săvârșit întruparea Cuvântului lui Dumnezeu. Continuă lucrarea întrupării Lui în Sfânta Biserică și în fiecare creștin în parte. Te rugăm, ascultă-ne! Stinge toată dușmănia și neîncrederea dintre oameni, popoare și rase și transformă omenirea întreagă într-o mare familie. Te rugăm, ascultă-ne! Arată-ți puterea în viața acelora care s-au dăruit slujirii lui Dumnezeu prin practicarea sfaturilor evanghelice. Te rugăm, ascultă-ne! Eliberează-ne inimile de orice idolatrie, ca să înțelegem și să urmăm fiecare dintre noi chemarea pe care am primit-o de la Tine în această lume. Te rugăm, ascultă-ne! Călăuzește-i spre lumina lui Hristos pe toți aceia care rătăcesc încă în întunericul acestei lumi. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește cu îmbelșugare fiecărui creștin harul unei inimi căite. Te rugăm, ascultă-ne! Readu-i la viața harului pe cei morți sufletește și călăuzește-i la fericirea veșnică pe toți cei răposați. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule atotputernic și veșnic, ascultă rugăciunea fiilor Tăi și rămâi purul prezent în noi și între noi, luminându-ne cu Duhul Tău cel Sfânt, prin Hristos Domnul nostru.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, privește cu bunăvoință la această ofrandă pe care o oferim Maestății Tale pentru păcatele noastre și fă ca jertfa din care a ieșit pentru oamenii zborul iertării să ne dobândească de la Duhul Sfânt harul vărsării de lacrimi pentru păcatele noastre. Prin Hristos, Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile, să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu. Tu, spre mântuirea fiilor tăi, ai orânduit un timp deosebit în care să-și redobândească curăția inimii și înlăturând din suflet pornirile dezordonate, în așa fel să se ocupe de cele trecătoare, încât să râvnească pururi bunurile vieții veșnice. De aceea, împreună cu toți sfinții și îngerii, te lăudăm zicând fără încetare. Sfântești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din aceasta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care, pentru voi și pentru mulți, se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție.
Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru, Petru, cu episcopul auxiliar, Aurel, și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea ta și primește-i să se bucure de lumina feței tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Și acum toți împreună, cei din biserică, cei din fața aparatului de radio, ne unim în rugăciune, în acea rugăciune pe care am primit-o chiar de la Iisus. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcați și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre și la credința bisericii tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Amen.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care i-a asupra sa păcatele lumii. Cine mănâncă din această pâine va trăi în veci. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Oh.
cunoaște cum sunt eu și știe orice drum al meu. În gândul meu are lăcaș, sunt ocrotit de mâna lui. Căci tu cunoști viața mea, în bucurie m-ai vizitat, lacrima tristă tu mi-ai șters. Fi bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se convertește. Să ne rugăm. Dă-ne, te rugăm, Dumnezeule îndurător, bucuria ca primind prin aceste daruri iertare de păcate să ne putem feri de ele prin harul tău și să slujim ție cu inimă curată prin Hristos Domnul nostru. Pentru că astăzi este și prima vineri din luna februarie, ne rugăm și consfințirea la inima preasfântă a lui Iisus. Preabunule Iisuse, Mântuitorul neamului omenesc, privește spre noi care îngenunchem cu smerenie înaintea altarului Tău. Suntem ai Tăi, vrem să fim ai Tăi și ca să fim mai strâns uniți cu Tine astăzi, fiecare dintre noi se consfințește de bunăvoie inimii tale preasfinte. Mulți nu te-au cunoscut niciodată, mulți au disprețuit poruncile tale și s-au lepădat de tine. Fie-ți milă și de unii și de alții și atrage pe toți la inima ta preasfântă. Doamne, fii regele nu numai al credincioșilor care nu s-au îndepărtat niciodată de tine, dar și al fiilor rătăciți care te-au părăsit. Fă-i să se întoarcă în curând la casa părintească pentru a nu pieri de lipsă și de foame. Fii regele acelora pe care i-au înșelat părerile greșite și al acelora pe care i-a dezbinat neunirea. Cheamă-i la limanul adevărului și al unirii în credință, ca în curând să nu fie decât o singură turmă și un singur păstor. Dă, Doamne, bisericii tale o libertate sigură și fără piedici. Dă tuturor popoarelor liniștea bunei orânduiri și fă ca de la un capăt la altul al pământului să răsune un singur glas. Lăudată să fie dumnezeiasca inimă a lui Iisus, care ne-a dobândit mântuirea. Ei să-i fie slavă și cinste în vecii vecilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Acum și în ceasul morții noastre. Amin. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Maria,
Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să ne facem vrednici de făgăduințele Lui Hristos. Să ne rugăm, Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea Lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururi și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerul lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această noapte, păzește-mă, povățuiește-mă și ocârmuiește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Preasfântă inima lui Iisus, inima neprihănită a Mariei, Sfinte Iosife, Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, să mergem în pace. Fraților încrezători în promisiunile lui Iisus Hristos, ne rugăm pentru răposatul Ludovic, pentru ca Dumnezeu să-l primească în rândul sfinților și aleșilor săi din cer. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeareși harul baptismal. Primește-ne în a ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Către Tine, Doamne, dintr-o adâncuri strig către Tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Dacă Te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul Său. Aleluia,
căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era început și acum și în purtea și veșii Doamne, miluiește-L! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Trecea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Dumnezeule, Părinte atotputernic, Tu ne dai tărie prin miserul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-L dezlegi pe fratele nostru Ludovic de orice legătură a morții și să-L primești în ceata aleșilor Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică, dă-i-o lui Doamne! Să se odihnească în pace.